rog, o cafea. Da? Am ajuns. Bine ați venit! Cred că într-o societate patriarhală, femeilor frumoase, deși din punctul meu de vedere orice om este frumos și toate femeile sunt frumoase, are de muncit dublu. Pentru că trebuie să demonstreze că nu este doar frumoasă sau trebuie să se facă și ascultată atunci când vorbește, nu doar privită. Pe undeva frumusețea încurcă. Dragi prieteni, bună dimineața! Cine știe dacă nu visa, nici cenușărea sa nu ar fi fost prințesă, susține interlocutoarea mea din această dimineață. Declară apoi că se simte foarte bine în crinoline foșnitoare, la serate și în saloane, doar că în România comunismul i-a întors destinul pe dos. Astăzi, împreună cu mine și cu dumneavoastră la mic dejun, istoricul, scriitoarea și jurnalistul cultural, Simona Preda. Bună dimineața, bine ai venit, draga mea! Bună dimineața și mulțumesc pentru invitație! E o compensație, pentru că de cum te-am văzut aici la grădina azi, îmi pare o apariție interbelică așa, deci suntem chit. Ți-ai luat revanșa față de tot ce am spus acum și față de prințese și față de nostalgii. Bună dimineața! Bine ați revenit la grădina Verena. Vă pot servi cu ceva? Ce vrei, Simona? Un cappuccino. Și mie la fel, ca de obicei. Mulțumim. Mulțumim. Să luăm povestea de aici, de la nodul ăsta strict feminin al preferințelor pentru volane, rochii și saloane, care ar putea să inducă în eroare pe toată lumea, când, de fapt, sub această catifea e o sabie dură de argint, care e Simona Preda. Ce frumos ai început, Daniela. Da, e adevărat, vă mulțumesc frumos. Am fost o pionieră care visa la prințese. Am fost o pionieră pentru că așa a fost să fie. Mai târziu, când a venit dezvrăjirea, am scris despre propagandă și despre tot ce a însemnat pionieria. Dar în sinea mea îmi doream să fie lucrurile altfel decât griul pe care îl vedeam zi de zi în comunismul românesc, decât uniformele pe care le vedeam. Visam așa în sinea mea la volane, visam la crinoline, visam la palate, visam la tot felul de lucruri pe care nu le vedeam și despre care nu prea puteai să vorbești. Poate îți mai povesteau bunicii, poate îți mai povesteau rudele, poate mai găseai o carte undeva unde mai întâlneai anumite date despre regine, despre prințese, niciun caz despre regalitatea românească. Însă știam că undeva acolo au fost, sau undeva acolo nume poate mai sunt, dar eu nu am șansa să le văd. Și citeam printre poveștile, pentru că ai amintit cenușăreasa pe care l-am adorat, a fost cenușăreasa pentru că, din punctul meu de vedere, este cea mai frumoasă poveste pentru o fetiță. Le spuneam asta și fiicelor mele, pentru că cenușăreasa, de fapt, devine prințesă pentru că își dorește, pentru că visează, pentru că nu se resemnează, pentru că știe că merită într-un fel mai mult pentru că poate mai mult, pentru că se poate ridica și își poate asuma acest statut. Pentru că atunci când vorbim de prințese, trebuie să vorbim că este vorba despre un statut pe care ți-l asumi sau nu ți-l asumi. Vorbește acum cu atâta implicare și cred că și Anastasia și Sofia se uită la noi, uite, le fac un semn. Așa, eu nu cred că își doresc să fie prințese, chiar dacă acum ascultă confesiunea ta. Nu, fetele mele nu-și doresc să fie prințese, ai dreptate. Sunt înclinate spre cu totul alte domenii, mai degrabă de factură reală, ceea ce eu nu am, cu care eu nu am cochetat niciodată și nici nu am avut valențe către tot ceea ce înseamnă matematică și fizică. Ți-ai pus cumva întrebarea, Simona, dacă nu cumva cele două fiice ale tale nu-și doresc să fie prințese, tocmai pentru că poate au avut o Barbie în copilărie, asta una, dar această democrație sau pseudo-democrație în care viețuim de mai bine de 3 decenii și în România le-a scos din minte multor fete această proiecție ideală a miresei, a prințesei, a împărătesei pentru alte lucruri pragmatice, angajate, sunt gata să schimbe lumea. Probabil, dar eu cred totuși că prințesele care se promovează astăzi prin intermediul jucărilor pentru copii și a filmelor,
sunt prințese de cu totul altă factură decât prințesele cu care am crescut eu mental și la care mă refer eu. Sunt un fel de prințese, să spun așa, progresiste. Sunt un fel de prințese care vin cu totul altă aliură. Nu mai vorbim de sensibilitate, nu mai vorbim de lectură, nu mai vorbim de tot ceea ce presupune a fi prințesă, de filantropie, de bunătate. Prințesele acestea care ne invadează prin intermediul unor păpuși anume, sunt niște prințese contrafăcute și puțin false. Nu cred că cineva cu adevărat autentic, care crede în anumite valori, care iubește frumusețea, se poate îndrăgosti de o păpușă care îți arată un standard de frumusețe, care chinuie atâtea femei în ziua de azi și care până la urmă, dincolo de spoiala asta, de sclipicior și de tot ceea ce presupune părul acela frumos și ochii aceia amigdalați, e mult gol. E mult gol care nu e doar atât o prințesă, o față frumoasă, sau cel puțin nu atât ar trebui să fie. Ori prințesele autentice, prințesele cu adevărat remarcabile, pentru că există acest miraj al prințeselor, toată lumea își dorește să fie prințesă, deși fac aici o paranteză, a fi prințesă nu e ușor. Sunt niște obligații, sunt niște responsabilități și sunt niște grădiri. Regină și prințesă din România astăzi, dar nu înainte de a-mi spune cine ți-a insuflat la Piatra Neamț când aveai 10 ani, în imaginarul tău a intrat această euforie a prințesei, pentru că n-aveam alt joc de-a liderul, mă gândesc și la asta. Nu ne învăța nimeni să fim, cum ai spus, progresiste. Deviza generației tale, cred că a fost asta. Ce îți spuneau acasă părinții cel mai des? Să nu mă faci... Să nu mă faci de râs, dar părinții mei nu au spus asta. Am avut noroc cu unor părinți excepționali. Mi-au spus doar să nu vorbesc afară ceea ce vorbim în casă. Cred că asta se întâmpla în orice familie, pentru că întotdeauna, în timpul comunismului, a existat acest limbaj clandestin, a existat această dublă viziune asupra realității. Pe de-o parte, spuneai niște lucruri în casă, aveam bunici care ascultau Europa Liberă, pe de altă parte, atunci când ieșai în lume, da, când erai de față cu toată lumea, trebuia să spui în limbajul de lemn același discurs uniform și tern pe care îl spunea toată lumea și pe care trebuia să ni-l asumăm. Dar, apropo de întrebarea ta, exista o carte foarte frumoasă în copilăria mea, scrisă de Elvira Bogdan, care se numea Talismanul de Safir. Și era acolo o fetiță care era condusă de un pitic în diverse epoci istorice. Și eu citeam cu o frenezie copleșitoare toate paginile acelea în care fetița respectivă ajungea la prințese. Și pentru mine era o descoperire uluitoare să văd că există atât de multă feminitate, atâta frumusețe, ceea ce eu vedeam sau vedeam în doze mult prea puține sau prea mici, care să-mi satisfacă așa curiozitatea și imaginația mea de copil din anii 80. Am să încep, înainte de amănuntele cu totul interesante ale biografiei și bibliografiei semnate Simona Preda, uite, am luat aici ultima apariție, cea mai recentă, la prestigioasă editură din America, o editură academică, un volum pe care îl semnez alături de un reputat politolog, specialist în științe politice, dar și în sociologie și antropologie. Tocmai citesc din Paul Dragoș Aligică acum Dreapta intelectuală în Occident și peste această lectură, volumul vostru împreună, care anunță avizat și riguros cum să recunoști semnele unui totalitarism atunci când ele se presimt în aer. Ei bine, acest studiu m-a pus în gardă, dar m-a și făcut să văd printr-o altă lentilă profilul tău, care, da, a pornit cu proiecția prințesei în copilărie, dar ești un produs paradoxal, pentru că spui așa, sunt un copil al comunismului românesc și mă simt cel mai bine în Belle Époque. Ca să înțeleagă toată lumea, avem și un Belle Époque românesc, chiar dacă cel european se situează cumva de la, hai să zicem, istoric, de la Napoleon al III-lea și prințesa lui Eugenie până la primul război mondial. Deci cam aici cronologic ne situăm, puneți Bucureștiul cu toate ale lui în această cronologie, ca să înțelegeți, dragi prieteni, ce îi place de fapt Simonei Preda, cea care a făcut întâi o facultate de filozofie, după ce a cochetat vreo 3 ani cu istoria artei, apoi și-a completat această
viziune filozofică, cu opțiune pentru istorie și cu studii aprofundate în istorie, apoi cu acest doctorat care s-a închis într-o carte care îmi place foarte mult, Patrie Română, Țară de Eroi, are o prefață de Vladimir Tismăneanu, ceea ce știi ce înseamnă, că te creditează lumea ca istoric și ca specialist. Pentru că vreau să-ți spun, o bârfă mică sau doar o impresie, nu neapărat o bârfă. Când veneai încoace pe alee, un prieten al nostru de aici, de la cafeneaua Cărturești Verona, a zis, cine este o scriitoare? I-am spus, este și istoric și jurnalist. Și replica a venit prompt, e prea frumoasă ca să fie istoric. Ce părere ai de această caracterizare? Probabil te-ai lovit de prejudecata asta de câteva ori în traseul tău. Daniela, da, îți mulțumesc pentru prezentarea cărților. Îi mulțumesc și profesorului Paul Dragoș Alicică pentru faptul că a ales să lucreze cu mine la această carte și mi-a conferit încredere, practic, o carte în verde, în alb, cum am considerat eu. Este genul de om, așa cum ai prezentat și tu, despre care atunci când vorbești îți vine instinctiv să te ridici în picioare. Îi mulțumesc și domnului Tismăneanu pentru prefața de acum mulți ani și a fost pentru mine un lucru absolut remarcabil pentru că este cartea mea de debut. Iar vis-a-vis de frumusețe, trebuie să spun că nu m-am considerat niciodată o femeie frumoasă. Știam că sunt plăcută, nu mi s-a spus în mod direct ceva care să îmi afecteze structura mea mentală, mi-a mulțumit Dumnezeu că mi-a dat cât puțin din toate, dar cred că într-o societate patriarhală, femeilor frumoase, deși din punctul meu de vedere orice om este frumos și toate femeile sunt frumoase, are de muncit dublu, pentru că trebuie să demonstreze că nu este doar frumoasă sau trebuie să se facă și ascultată atunci când vorbește, nu doar privită. Pe undeva frumusețea încurcă. Când vrei să fii profesionist, trebuie să demonstrezi asta și când cineva este mai degrabă tentat să se uite la felul în care arăți, cumva mesajul tău se diminuează, se difuzează așa și trebuie să muncești mai mult. Unii spun că s-au folosit de frumusețe, unele le-a ajutat. M-a ajutat în măsura în care am putut să captez privirea, ca omul să se uite la mine și apoi să pot să încep să vorbesc. Doar atât. Ești modestă, dar dincolo de declarația asta, mai e ceva. Cred că de multe ori a trebuit să răspunzi, dragă Simona, la această interpelare. Cum ai reușit tu un studiu de uite câte sute de pagini, mai bine de 400, când în 1989 abia de aveai 10 ani? Dragă Daniela, trebuie să-ți mărturisesc că am fost un copil silitor e cuvântul oficial, tocilar e cuvântul pe care îl folosim și noi și l-am folosit toți dintotdeauna. Știam pe de rost, cred că zeci, poate sute de versuri din propaganda comunistă, din cântecele comuniste. Precum vezi și în carte, am analizat de fapt tot ceea ce conțineau revistele, toate poveștile, toate poeziile, toate jurămintele acelea la drapel. Le știam pe de rost. Și tot acest bagaj pe care l-am acumulat... Credeai în ele la 8 ani, la 9 ani, la 10 ani? Nu credeam în ele, dar probabil că mulți din generația mea erau fascinați de tot acest ritual al pionierii. Exista o poveste frumoasă în fond, un miraj, cum sunt la prima vedere totalitarismele și nu numai la prima vedere, în care ți se conferă niște distincții, în care juri, în care ți asumi niște lucruri, în care ți se pune o cravată pentru că o meriți și ești foarte mândru de ea, în care depui jurământ în fața detașamentului, la drapel, în care te pregătești pentru apărarea patriei, sunt lucruri cu care crești. Apoi existau acele povești ale lui Dumitru Almaș, povestirile istorice, în care noi credeam. Noi știam sau eram convinși că Decebal, când se sinucide, murmură acele cuvinte, că Menumorud și Glad au făcut acele lucruri, că Ștefan cel Mare a spus motamu acele cuvinte în fața mamei lui. Și că avea atâția capitani inventați și clopote, deci noi credeam magice lucrurile astea. În mănăstiri și tot felul de amănunte care făceau un imaginar colectiv precar, ideologizat, propagandistic. Absolut, istoria a fost printre Dar primele. Dar cum s-a, în sandwich-ul ăsta în care s-au pus ca între două felii de pâine distincția și frumusețea
proiecției de prințesă și Partidul Ceaușescu și poporul. Cum a fost posibil? N-ai cum să nu înțelegi comunismul, chiar copil fiind, în momentul în care vezi că ți se stinge lumina, că te îmbolnăvești și părinții tăi nu știu ce să facă să-ți obțină niște medicamente. În momentul în care vezi că nu există sau sunt eforturi enorme pentru a-ți pune ceva de mâncare, în momentul în care vezi că există acest limbaj dublu, în momentul în care vezi pe bunicul tău ghemuit noaptea cu lumina stinsă, ascultând Europa Liberă și sperând că într-o zi va fi altfel și sperând să prindă ziua în care la noi va fi altfel, în momentul în care ți-e frig, în momentul în care faci pneumonie și ajungi în spitale în care nu ți se dă nimic, n-ai cum, totuși, copil fiind, să nu înțelegi lucrurile acestea. În momentul în care vezi că, dincolo de toată această falsitate și tot acest optimism, pentru că există și acum, și cu siguranță ai trăit nostalgici ai comunismului, care în ce credeau? În ideea de stabilitate, în ideea de siguranță. Ei bine, sunt oameni care nu au nevoie de libertate. Ori unii avem. Nu toți oamenii au nevoie de libertate. Unii oameni au nevoie doar de protecție, au nevoie doar de siguranță. Însă sunt cei care, fără a fi liber, nu pot trăi. Tu personal te-ai dus dinspre filozofie, după ce ai absolvit filozofia, te-ai dus către o nouă facultate, istoria modernă a României, specializându-te în asta pentru că voiai să înțelegi tâlcul libertății? Voiai să-l poți... să-i poți învăța și pe alții despre asta? În clasa 5-a aveam acele ore de informare politică în care dirigintele venea și ne dicta o oră sau două despre ceea ce făcea Ceaușescu cu vizitele sale de lucru și așa mai departe. Și am fost un copil care a mers la practică, la porumb, la roșii, așa cum se întâmpla pe atunci. Iar după Revoluție, am prins Revoluția în clasa 5-a, același diriginte care lăuda partidul a venit și ne-a spus: de acum suntem liberi, am scăpat. Și în capul meu s-a întâmplat, și poate nu doar în capul meu, în capul generației mele, acel clivaj între cum poți să te dedublezi, să fii un om ieri și peste, eu știu, o perioadă, să vii cu un alt discurs în fața unor oameni și în fața unor copii. Și se presupune că pe copii nu poți să-i minți sau îi minți foarte greu. Ori, în momentul acela, am crescut, istoria, așa cum a fost, i-a apărut manualele alternative, s-a încheiat cu acea litania sângelui și a lacrimilor, cu retorica aceea patriotardă pe care am învățat-o noi, iar cu timpul mi-am dat seama că, bineînțeles, atunci când a venit această dezvrăjire, că într-un fel s-au întâmplat lucrurile, într-un fel ni s-a spus nouă și într-un fel se întâmplă acum. Toată această schimbare de paradigmă, de la un discurs oficial la o multitudine de discursuri vis-a-vis de trecut, a fost pentru mine un subiect de introspecție. Adevărat că am făcut întâi facultatea de filozofie, mi-a plăcut filozofia în liceu și am mers mai departe, dar n-a fost o facultate la care să mă opresc în ideea că mi-a conferit o meserie. Poate că nu-mi găsise care. În schimb, mi-a dat ceva extraordinar. Mi-a dat șansa să știu să pun întrebări, să știu să pun întrebări și să rămân cu acea uimire care nu m-a părăsit nici în ziua de azi în fața unor lucruri. Ori toate aceste instrumente de lucru, pentru că așa le numesc eu, instrumente de lucru pe care mi le-a conferit facultatea de filozofie, le-am folosit mai departe în facultatea de istorie. În momentul în care am intrat în arhive, când a trebuit să fac critica documentelor, când a trebuit să selectez izvoare, când a trebuit să mă confrunt cu limbi pe care a trebuit fie să le învăț, fie să le reamintesc, fie să le cercetez de la specialiștii care vorbeau chirilică sau scriau în latină sau în greacă, a fost pentru mine o schimbare cu instrumentele de acasă, cum ar veni, și o schimbare în bine. Și am trecut la prințese de ce? Prima carte pe care am scris-o când am terminat facultatea de istorie a fost despre propaganda comunistă pentru copii. Cartea pe care am scris-o cu profesorul Alicică este din perspectiva profesorului propagandist care vine în fața tinerilor. Deci sunt cele două fațete ale propagandei pentru tineret. Adevărul că sunt două redute în oglindă, dar o să încep cu cartea de debut despre care Clismeneanu ne avertizează că sunt mulți de cărți în ea și eu aș zice altfel, sunt mulți de hârtie la modul general pentru că sunt atât de multe periodice pentru copii pe care până la studiul tău alături de profesorul Lucian Boia nimeni nu s-a gândit ce s-a întâmplat cu mințile acestor minori care citeau aparent cu inocență Arici Pogonici, Cravata Roșie.
apoi vin cu tezătorii în care citesc direct editoriale care au titlul Cadran politic, vizitele iubitului conducător, și aici tu trebuie să pui toate celelalte accente. Îți mărturisesc că am avut un frison profund față de acest titlu, care pentru cei ca mine sună peiorativ, chiar dacă tu nu ai vrut să faci asta. Patrie română, țară de eroi, este un titlu mobilizator al anului 1982, spune tu. A fost chiar o acțiune mobilizatoare care s-a întâmplat în toată țara și care pornește de la ideea că, așa cum a vrut Ceaușescu, el însuși erou între eroi, istoria noastră era de fapt o galerie a eroilor, atent selectați de cenzură, ca nu oricine putea să treacă această grilă, pentru că unii pur și simplu nu erau doriți de regim și se oprea, evident, în epoca de aur, în epoca ultimului erou, care era Ceaușescu. Începând cu, eu știu, Decebal, trecând așa ușor spre medieval, în care doar câțiva domnitori trec grila, să ne înțelegem, nu orice domnitor, Ștefan cel Mare, Mihai Viteazul, pentru care făcuse o pasiune Nicolae Ceaușescu. Unii trec de rama tabloului, pentru că e aici o suită de imagini și ai un Dan Hatman. Un Dan Hatmanu din Cutezătorii, care e cutremurător. Probabil că mulți din generația mea, a ta, îl mai știu încă. Ștefan cel Mare, abia canonizat, trece cu paharul dincolo de rama tabloului și ciocnește cu soții Ceaușescu. Ceva mai destrăbălat nu cred că am văzut în copilăria și adolescența mea. Absolut, iar tot acest discurs istoriografic trece, efectiv ocultează regalitatea românească. Sunt atâția ani peste care se sare. Cuza, care este ultimul erou care trece grila, se sare direct la Vasile Roaită și a lui Sirena. Se trece așa peste primul război mondial, ca și cum conducătorii războiului au fost, nu știu, anonimii mari a istoriei. Da. Și se ajunge, evident, la al doilea pasat, așa, în pasat în trecut, și, evident, la Ceaușescu și eroile galiști, care și eroile galiști cu timpul mai rămâne dintre toți doar Vasile Roaită, pentru că avea un mit mult prea puternic pentru a fi pur și simplu scos din manualele comuniste. Dar vis-a-vis de ce m-ai întrebat cum am trecut la prințese, păi am trecut foarte ușor, pentru că în istoriografie, felul în care studiezi documentele și felul în care le coroborezi și felul în care le faci critica până la urmă, pentru că, și fac aici o paranteză, nu te duci în arhive căutând un subiect, te duci în arhive și nu știi ce găsești. Pentru că poți pleca la drum cu o idee preconcepută, da? Personajul X de care pur și simplu îți face plăcere să scrii, este bun sau drept sau loial, și ajungi acolo și constați că nu este chiar așa. Dar în urmă cu 4-5 ani umpli alt blanc istoric cu această restituire pe care din arhive o aduci și din jurnalele atunci nepublicate ale reginei Maria, vorbind de a treia regină, pe care eu am zis regina tăcută, a treia regină tăcută a României, regina mamă Elena. Este într-adevăr o restituire cu ghilimelele de rigoare, pentru că nu mi-asum eu acest rol, dar într-adevăr, la momentul respectiv nu se scrisese despre această femeie. Și se spunea fie că a fost bună, fie că a fost nedreaptă cu Carol, fie că nu e atât de interesantă, fie că pur și simplu era pur și simplu topită de mitul reginei Maria și nu mai strălucea prin nimic. Și atunci am intrat în arhive și am vrut să văd cine era de fapt această regină mamă Elena? Cum era ea de fapt, atât cât am putut eu să descoper din sursele pe care le-am avut la dispoziție? Pentru că regina mamă Elena a ars foarte multe scrisori. Scrisorile ei către Carol le-a ars și, din păcate, nu avem nicio copie a acestor documente. Iar ceea ce spuneai tu, că a fost reconstituită în absenția, într-adevăr, sunt din jurnalul reginei Maria, din câteva scrisori ale lui Carol, din ceea ce a spus Mihai, din câteva scrisori către rudele sale din Grecia. Practic aici ne-a adus sub ochi cam 21 de documente din corespondență, cel mai mult. Sunt și scrisori, să spunem asta, ale reginei Maria către nora ei Elena, către Sita, cum semnează, și la un moment dat se răzgândește, nu le mai expediază și le prinde în jurnalul ei cu câte o agrafă, lăsându-le ca document. Asta mi se pare copleșitor. A fost un om extraordinar de discret.
un om extraordinar de demn și un om care și-a asumat așa cum a fost viața ei, pentru că vorbeam de cenușărea sa la început. Ei bine, viața reginei mama Elena a fost o poveste a cenușăreștei citită cumva invers. A pornit cu toate datele la drum. Era fică de rege, a fost soră de rege, a fost soție de rege, a fost mamă de rege, a fost, cum spuneam, dintr-o familie regală și bogată, respectată în Europa la acel timp. Să spunem, cobora spre noi din dinastia Danemarcei și a Greciei și portretul ei se întregește cu tot ce a fost ea. Mi-am și imaginat-o trecând la Craiova în trăsură cu fiul ei de 8 ani, în timp ce românii aruncau cu bucurie flori. Și chiar și un cățeluș. Cineva i-a dat un cățeluș copilului Mihai, nu? Micului rege. Cum spuneam, a avut toate datele, dar până la urmă viața ei a fost o imensă tragedie. A fost nevoită să-și părăsească, practic, fiul, să rămână în exil. A trăit pendulând între țări și până la urmă a fost pur și simplu alungată dintr-o țară în care venise, de fapt, să fie regină într-o zi. A avut un destin tragic. Un destin tragic și ceea ce a fost regele Mihai, onestitatea, credința, sinceritatea, demnitatea, îi se datorează reginei mama Elena. Educația pe care a avut-o regele Mihai și tot ceea ce a făcut. Și sunt absolut niște documente uluitoare în anii 40, 41, 42, în care regina mama Elena face enorm de multe lucruri pentru a salva orfani și pentru a salva evrei. Să spunem asta, că pleacă în exil în 1932, se întoarce în 1940 când fiul ei devine rege pentru scurt timp și spune cum i-a cerut, cum ea personal s-a dus la Antonescu să-i ceară ca evrei din Cernăuți și cei din Transnistria să fie ajutați, cei din Cernăuți să nu mai plece de acolo, să nu fie deportați. Și a primit și titlul de drept între popoare. Da, drept între popoare. Și cred că acest spirit de sacrificiu a trecut cumva și în fiul ei, Mihai. Istoria a demonstrat-o. În orice discurs aproape, în orice fel de a se manifesta public, se vede ceva din regina mama Elena, din calmul, din demnitatea, din finețea, din gentilețea pe care le-a avut, pentru că a fost, și trebuie să spunem asta, și o femeie extrem de elegantă. O femeie de un rafinament și de un bun gust desăvârșit. Și dacă și regina Maria recunoștea acest lucru, și dacă și regina Maria o întreba adesea pe Sita de unde și-a procurat o rochie sau o anumită toaletă sau o anumită bijuterie, înseamnă că cu adevărat era o regină elegantă și o femeie frumoasă până la urmă. Această eleganță a ei nativă și această preferință pentru strălucire cumva trecea și în felul în care restaura o mănăstire. Să spunem că era singura între reginele noastre crescută în rit ortodox și asta a contat. Asta a făcut-o să se preocupe de mai multe mănăstiri, le-a readus la viață. Și nu doar de mănăstiri. Spitalul Gomoiu este o operă, până la urmă, a reginei mama Elena. Toată lumea mi-a spus, înainte să ajungi aici, a venit cu tine haloul unei conferințe pe care abia ce-ai susținut-o la Palatul Racoviță despre bijuterii ale regalității românești. Și am aflat și am regretat că n-am fost acolo, că ați făcut proiecții cu tiarele, cu brățările, cu inelele regale, atâtea câte mai există. Cred că una dintre ele, cu motive grecești, a purtat-o chiar regina mamă Elena. Am văzut-o în câteva fotografii cu această tiară cu diamante. Această tiară cu motive grecești este, de fapt, o piesă rusească, aparținând romanovilor. Regina Maria, în 1921, a cumpărat-o pur și simplu de la sora ei, Vitoria Merita, care a fost căsătorită în familia romanovilor, pentru că ea fusese nevoită să fugă din Rusia, veniseră bolșevici acolo, și din lipsă de bani, Vitoria Merita începe să-și vândă bijuteriile. Regina Maria cumpără mai multe bijuterii de la ea și pentru că parte din bijuteriile reginei Maria rămăseseră odată cu tezaurul, așa cum știm, în Rusia și nu s-au mai întors, dar și pentru că în 1921 fiul său se pregătește de căsătorie cu tânăra
Elena a Greciei și această tiară este un cadou din partea reginei Maria către nora sa, Elena. Tiara mai departe a purtat-o chiar Ana de Bourbon-Parma, în momentul în care, în 48, se căsătorește cu Mihai. Nu stăteau chiar așa, pentru că regina Maria chiar și-a dorit-o de noră pe Elena Greciei, din mai multe considerente. În primul rând, pentru că făcea parte dintr-o familie regală, o familie respectată, chiar dacă era în exil la momentul respectiv, și în al doilea rând pentru că era o figură retrasă și distinsă. Știm foarte bine că distinsul Carol tocmai se întorsese după o călătorie în jurul lumii, pentru că fusese căsătorit cu Zizi Lambrino, căsătorie morganatică, ce fusese anulată, iar această Elena era cumva așa pe gustul reginei Maria. Elena și Carol nu a fost un cu de fudră, nu s-au îndrăgostit, n-a fost acea pasiune care se va naște în momentul în care Carol va întâlni pe Elena Lupescu, să fim rezonabili. Însă s-au plăcut. Regina Maria a încurajat-o și a susținut-o întotdeauna. Și a încurajat-o chiar în momentul în care Carol, în 1925, așa cum știm, pleacă după Elena Lupescu și Elena Sita rămâne singură în România cu un copil. Regina Maria este alături, însă lucrurile se deteriorează în timp. În momentul în care Carol începe să ceară divorțul, în care încep toate aceste șicanări, și în momentul în care însă și regina Maria pierde din statutul pe care îl are cu timpul. Asta este perioada regenței. În 1930, da. În plină restaurație. Carol pur și simplu o izolează. Nu mai lasă să primească audiențele, nu mai lasă să fie un factor decizional. Între timp este dată la o parte și Sita, este obligată să părăsească țara în urma divorțului. Lucrurile sunt mult mai complicate dacă ne uităm pe documente. Și acel divorț a fost tergiversat, au fost foarte multe știri propagandistice confecționate în jurul său, însă lucrurile până la urmă, faptic, așa s-au întâmplat, ea a plecat din țară, iar regina Maria s-a mai întâlnit cu Sita, a revăzut-o chiar în anul în care regina Maria avea să moară. În 1938. Și a fost impresionată de cât de elegantă este Sita în continuare și cât de slabă este, spune regina Maria în jurnalul său. Dar una peste alta, trebuie să spune că au ținut una la alta, s-au respectat și fiecare și-a asumat atât cât a putut, pentru că până la urmă Carol a fost băiatul reginei Maria, fiul său, iar regina Maria a ținut enorm de mult la Carol. Ca istoric, știi multe povești cu regine și prințese din România? Să mai stăm aici o clipă, cât tu să alegi un profil de prințesă despre care ai vrea să adaugi lucruri noi, pentru că la un moment dat comentez chiar aici, discutând despre mariajul, despărțirea de Carol al II-lea, al reginei mamă Elena, discut și despre poziția prințesei Marta Bibescu și despre alte prințese și despre doamne de la palat și, nu în ultimul rând, această viață secretă sau mai la vedere a doamnelor din palate românești e surprinsă într-o carte de dialog cu doamna Georgeta Filiti, așa că alege dacă vrei prințesa. Am să aleg pe Maruca, Maria Cantacuzino, pentru că și spun și de ce este o prezență interesantă, poate prea puțin cunoscută. Toată lumea știe despre Maruca episodul cu Vitriolul și cu Nae Ionescu și că a fost pe lângă George Enescu, dar s-a purtat urât cu el. Cam ăsta e clișeul care se vorbește despre Maruca. E bine, nici aici lucrurile în realitate n-au stat chiar așa. E adevărat că nu putem fi atât de intruzivi și atât de aroganți încât să ne asumăm faptul că putem documenta iubirea oamenilor. A fost și aici o poveste de dragoste, pur și simplu de roman. Nu cumva această Maria Tescanu Rossetti e o prințesă de adopție. Acest tumult erotic s-a terminat cu o căsătorie după 30 de ani de lupte. Enescu s-a căsătorit cu această prințesă Cantacuzino, care își spunea prințesă Cantacuzino. Din punctul meu de vedere, nu e o prințesă veritabilă, dar poate tu ai alte argumente. De altfel, ai văzut în cimitirul Père Lachaise, cumva memoria face dreptate, pentru că ea e așezată lângă Enescu, fără titlul de prințesă, la care a ținut cu dinții toată viața. Da, așa este. Background-ul său este uluitor, pentru că a crescut în familia sa, era o bibliotecă imensă, una dintre cele mai mari din Moldova, era vorbitoare de limbi străine. Și avea un talent literar avea extraordinar. Un talent literar, pur și simplu. I-am citit jurnalul.
Din punctul meu de vedere, scria mult mai frumos decât Regina Maria, era mai bună și mai generoasă decât Marta Bibescu, era mai sinceră decât cea de la Vrancea și avea o eleganță a condeiului și un fel de a spune lucrurilor într-o așa manieră încât devine una dintre cele mai frumoase și mai expresive condei ale anilor respectivi. Ea a ținut foarte mult la titlul acesta de prințesă, pentru că îi conferea acel statut care îi lipsea. În rest avea tot. Pentru standardele de atunci, era frumoasă. E adevărat că Enescu a fost frumos și e frumos și după standardele de acum. Enescu a fost un bărbat de o eleganță și de o frumusețe, aș putea spune, aproape clasice. Hai să cităm din jurnalul Marucăi, care atunci când îl vede, nu știu, poate puțin înainte de 1907, unii pun această întâlnire chiar înainte de 1900 și a spune, el e chiar destinul. Înalt, frumos, compact, ca un jasp negru. Da, e întâlnirea lor de la Sinaia din 1907, în care se întâmplă ceva uluitor acolo, dincolo de cunoștința pe care o fac în momentul respectiv, ei rămân împreună mai bine de 3-4 ore și stau de vorbă. Și din momentul acela, chiar dacă fiecare dintre ei a virat către alte relații, mai mult sau mai puțin clandestine sau oficiale, ei au rămas cumva împreună întotdeauna. N-a existat un moment în viața lor în care să nu-și scrie, deși certuri și tensiuni și drame au existat și de o parte și de cealaltă, dar cumva ei au fost tot timpul împreună. Chiar și când a fost acel episod, Nae Ionescu, era de fapt o perioadă în care la Vila Luminiș, Nae Ionescu vorbea cu Maruca, Nae Ionescu era întins așa pe niște perne galbene, Maruca era și ea tot pe o sofă, iar vorbeau filozofie despre metafizică, despre timp, iar George Ionescu le cânta la pian. Este uluitor pentru că a trecut peste foarte multe lucruri, peste compromisuri, peste tot, pentru a fi alături de această Maruca. Și știi, uneori se vorbește despre iubirea vieții unui om. Eu cred că se poate spune cu certitudine că Maruca a fost iubirea vieții lui George Enescu. Îi datorăm Oedip până la urmă. Oedipul, pentru că i l-a dedicat Enescu însuși și totodată îi datorăm și aceste donații importante a Palatului Cantacuzino, pe de-o parte, da, a viorii lui Enescu, a atâtor altor mărturisiri și evenimente pe care ea le-a consemnat. Da, a fost un spirit generos și nu doar ea, împreună și George Enescu cel puțin a făcut și donații foarte mari în bani în timpul războiului. Au fost niște spirite generoase care au susținut și au ajutat dincolo de ceea ce înseamnă prestigiu și valoare personală a cuantumului averii să aibă. Nu, și chiar în ultima perioadă a vieții nici nu au dus-o foarte bine. Au trăit chiar într-o situație mai mult decât decentă, dar nu la nivelul de la care a plecat cu statutul de prințesă Maruca. Da, asta a fost o reducție, o restrângere care venea tocmai din bucuria și din datoria de a sta alături de George Enescu, despre care ea notează din când în când, în pofida isteriilor, violențelor, câteodată își aduce aminte și spune să nu uităm că eu, de fapt, stau lângă un geniu. Nu-i puțin lucru. Vreau să te întreb pentru ultimele minute, Simona, altceva. Cum reușești, am spus în deschiderea dialogului nostru, că ești jurnalist cultural și scriitor și istoric. Cum poate istoricul Simona Preda, cea care vorbește despre pârghiile totalitare ale unui regim și efectele lor prompte, să tragă cortina peste aceste ideologii și propagande văzute sub lupă și să ajungă la literatură? Pentru că mai am o carte de luat cu mine azi, Cabinetul Albastru, Simona Preda, roman de debut în 2021, cred, în cadrul seriei de proză contemporană de la editura Litera, un roman despre care am citit multe cronici favorabile, multe voci surprinse, plăcut de această carte a ta. Eu însă, după ce știam istoricul Simona Preda, am fost luată cumva pe nepregătite de
autorul de proză Simona Preda și acum trebuie să spui tu mai departe despre cartea asta, Cabinetul Albastru, care mă convinge că albastrul nu-ți place, dar îți place în schimb psihologia, te uiți cu un ochi avizat la relațiile, la firele nevăzute și atât de diverse cu care oamenii se leagă unii de alții. Am scris proză pentru că venise momentul ei, probabil. Mai scrise SMS-uri, mai publicasem pe periodice, dar un roman, pur și simplu, nu scrisesem până atunci. Și a fost momentul în care am simțit eu că trebuie să-l scriu. Și dacă mă crezi, a fost scris într-o vară. A fost scris foarte repede. Pur și simplu a venit, a fost momentul lui. Nu știu dacă voi recidiva vreodată în materie de proză, dar mi-a făcut mie bine să-l scriu, probabil, în primul rând, pentru că este un roman, unii l-au considerat foarte dur, unii dramatic. Eu l-am considerat un roman despre iubirea despre oameni și despre felul în care te raportezi la ceilalți, încercând să înțelegi că nu suntem chiar de capul nostru pe lume, că suntem artizanii propriului destin doar într-o anumită măsură și că suntem mai presus de orice suma întâlnirilor și a ceea ce nu vrem să uităm de fapt. Și că lucrurile acestea, dacă nu le închidem și dacă nu le închidem la timp, ne vor urmări și ne vor îngreuna existența. Și la un moment dat, probabil că ne vor îmbolnăvi. Și romanul meu se termină cumva cu o femeie care își caută un diagnostic la o boală. Probabil că nu a fost întâmplător, pentru că la ceva timp, la scurt timp, după ce am publicat romanul, eu însă mi-am fost diagnosticată cu o boală foarte gravă. A fost cumva așa, ceva prevestitor. Ai trecut peste acest episod foarte dificil? Da, și pot să spun, este prima oară când vorbesc despre lupta mea cu cancerul, Daniela. Există viață după cancer, există viață după radioterapie, după chimioterapie, există viață după momentul în care ești pus în fața situației de a nu ști dacă prins ziua de mâine, când sunt chemate ambulanțe noaptea acasă și îți vezi copiii disperați că nu vor mai avea mama a doua zi. Dar toate acestea sunt date, cel puțin eu așa am văzut lupta cu boala mea și cu cancerul, sunt date cu un scop. Nimic nu este dat întâmplător. Spunea frumos cineva, profesorul Dănăilă, că bolile ne sunt date într-o slavă lui Dumnezeu. Sunt date să învățăm ceva din ele, sunt date să ne facă atenți, sunt date să ne spună că ceva nu merge bine cu noi și că poate trebuie să fim mai atenți. Să fim... Ce crezi tu în această cheie simbolică, că n-ar fi mers bine cu tine, un om tânăr care își vedea de treabă, care studia intens, care scrisese cărți? Vreau să fac această mărturisire colosală, a fost aici pe fotoliul tău, Georgeta Filiti, și doamna academician a spus: am scris această carte cu Simona, am vorbit-o împreună pentru că mi-am dorit tot timpul să apară, ca ea să nu moară, Simona să trăiască, să învingă. Mi s-a părut o declarație de 24 de carate și cu ea în gând te-am chemat încoace, vrând să văd și partea cealaltă a oglinzii pe care am privit-o atunci când academicianul Georgeta Filiti a deschis acest sezon. Iar acum îți pun o întrebare cu adevărat grea, cred. Îi vorbesc din nou istoricului Simona Preda, căruia îi cer să lămurească asta. Prin 2007-2008, de pildă, când prima generație de studenți și masteranzi ai mei împliniseră, trecuseră de majorat, aveau mai mult de 18 ani, mi-au propus o temă de dezbatere la Universitatea București care se chema așa: de ce părinții noștri au tăcut? M-am încurcat, n-am știut ce să le răspund. Tu, ca istoric, ce le-ai spune unor tineri care întreabă așa? N-au trăit comunismul, sunt nativ digital, dar vor să știe de ce părinții lor au tăcut. Care e răspunsul? Mulți au tăcut de frică. Mulți au tăcut pentru a-i proteja. Mulți au trecut pentru că nu aveau cum să nu tacă, pentru că ar fi pierdut tot. Oprobiul societății ar fi fost de partea lor.
n-aveau cum să facă altfel. Foarte puțin au făcut dizidență și cei care au făcut cu adevărat dizidență au făcut-o cu niște riscuri enorme, asumate. Și știm foarte bine atâtea cazuri. Când ai un copil, încerci să-l protejezi cu prețul vieții. Și avem exemplele Ecaterina Bălăcioiu, Monica Lovinescu, adevărat, da? Pentru că nu poți să nu protejezi ceea ce iubești cel mai mult. Cu riscul de a-l minți uneori. Ai spus așa, am plecat dinspre filozofie pentru că nu-mi dăduse tăria unei meserii. Dar este istoria o meserie și de ce am nevoie de ea? Istoria este mai mult decât o meserie. Este un exercițiu de inteligență. Să știi să te plasezi corect în timpul tău, înseamnă să știi ce s-a întâmplat, să poți face anumite previziuni în măsura în care lucrurile se pot sau nu repeta, sau în măsura în care anumite coincidențe, anumite situații se regăsesc cândva și vezi cum altcineva le-a rezolvat. Bine sau prost. Istoria nu e o lecție. Repet, e marele exercițiu de inteligență cu care trebuie să fim toți familiari. Mulțumesc, Simona Preda. Doamnelor și domnilor, sper că v-ați simțit alături de noi în această sâmbătă la grădina Cărturești, Cafe Cărturești Verona, la librăria Cărturești, puțin ca în interbelicul românesc sau în Belle Époque. Vă mulțumesc, pe săptămâna viitoare!